Preacucernici, părinte paroh, preacucernici, părinți, stimată doamnă primar, iubiți credincioși, sunt bucuros că am ajuns în seara aceasta și aici, după Sfântul Mastru, din localitatea Lazu. Iată, Sfântul Mastru ne adună să ne putem căi, să ne putem ruga, să ne putem înnoi viața, pentru că orice viață trebuie înnoită. De aceea și când facem Sfânta Slujbă, noi cerem înnoirea Harului Sfântului Duh. Astăzi ne-am înnoit pentru că multe păcate ascunse, nemărturisite de noi, din neputință și din neștiință, astăzi ne-au părăsit, că a intrat în noi Harul Sfântului Duh, prin ungerea cu undelemnul sfințit de la taina Sfântului Mastru. Acest har înnoitor să ne aducă tuturor prospețime de viață, de credință, de virtuți, de dragoste, pentru că acolo unde este Harul lui Dumnezeu, toate se înnoiesc. De aceea să vă bucurați că ați fost părtași la această taina Sfântului Mastru. Și iată, am făcut și Sfințirea Apei cu molitvele Sfântului Vasile, ca să vă fie de mare folos când o gustați și să izgonească tot răul din sufletul fiecăruia. Rugăciunea este cea mai mare forță și multora li se crede că te rugai cel mai ușor. Dacă te faci că te rogi ușor, dar dacă te rogi, e cel mai greu. Trebuie să-ți aduni toate puterile, puterile spirituale și puterile fizice. Și mintea să se adune cu voința și cu simțirea și virtuțile acestea teologice să se adune cu celelalte virtuți cardinale, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea. Și nu numai atât, nu numai cele ale sufletului să se adune, ci cele ale trupului și acestea să fie adunate, adică și mâna și piciorul și ochii și gura și urechile, toate să se roage împreună cu noi, să aducem lui Dumnezeu o frandă de laudă și de mulțumire pentru toate câte ne-a dăruit nouă. Cel mai mare dar pe care îl avem este darul vieții. Ca să ținem viața nestinsă și neînghițită de moarte, noi trebuie să ținem undelemnul aprins, ca la candelă. Ce e acest undelemn? Este rugăciunea cu virtuțile și cu faptele cele bune. De aceea să rămânem cu această dorință vie și lucrătoare, să nu fim nepăsători, să nu fim egoiști, să nu fim trândavi, să nu fim lacomi, să nu fim leneși, să nu furăm, să nu ne îmbuibăm, să nu ne îmbătăm, să nu fumăm, să facem numai ceea ce este bine și toate pe care le facem, să le facem cu bună cuvință, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul semenilor noștri. Dacă sunt spre slava lui Dumnezeu și spre folosul semenilor noștri, sunt de folos și pentru noi. De aceea luați aminte la aceste raze de lumină pe care ni le-a trimis Duhul Sfânt asupra noastră, ca să ne înnoim simțirile și să rămânem credincioși, adevărați ai lui Dumnezeu și în fiecare zi să ne înnoim viața prin virtuți, prin rugăciune, prin nădejde, prin credință și prin dragoste și prin toate celelalte puteri ale noastre. Pentru că este târziu, mă opresc aici și vă doresc tuturor că de vorbit de Dumnezeu și de virtuți putem vorbi cel puțin o zi întreagă. De aceea, iată, rămânesc cu ceea ce v-am spus și Dumnezeu să se milostivească
spre fiecare dintre dumneavoastră.